Dragi prieteni, aș dori să abordez un subiect de care m-am mai legat în trecut și acesta este în privința, în legătură despre botez. Fiecare, probabil știm, botezul este poarta oficială, dacă aș putea să zic, poarta publică de intrare în biserica locală, printre altele este și lucrul acesta și Biserica așadar trebuie să fie formată din oameni născuți din nou care au mărturisit credința lor, lucrarea lui Dumnezeu făcută în ei în botez. Pe scurt, biserica se formează din oameni născuți din nou care fac o mărturisire publică a credințelor, a mântuirilor, a lucrării lui Dumnezeu în, lor, în viața lor prin botez. Ceea ce înseamnă că a boteza oameni care nu sunt născuți din nou, înseamnă a ataca însăși natura bisericii. Și tot ce voi spune în clipul acesta până la capăt are legătură cu această premiză. Anume că biserica este formată din oameni născuți din nou care își mărturisesc credința în botez. Și doi, dacă lucrul acesta este adevărat, înseamnă că a boteza oameni nenăscuți din nou, înseamnă a modifica însăși ADN-ul sau natura, membralitatea bisericii, prin faptul că acolo intră oameni care nu sunt născuți din nou, da? Și după o perioadă lungă de timp, dacă lucrul acesta continue să fie practicat, biserica aceea va ajunge apostată pentru că va ajunge plină de oameni care nu sunt născuți din nou, da? Așadar, nu ai cum să ai o biserică fără oameni născuți din nou. Ceea ce vedem în uh, contemporaneitatea noastră, da? ce vedem în perioada în care noi trăim, este tocmai lucrul ăsta. Oameni care se botează din cu totul alte rațiuni decât rațiunile biblice, da? Ceea ce înseamnă că, dacă lucrul ăsta este adevărat ce spun eu acum, și îl voi dovede imediat prin câteva exemple, înseamnă că un motiv important pentru care starea bisericilor noastre este în multe cazuri dezastroasă, se datorează faptul că adunările noastre sunt formate din oameni care nu sunt născuți din nou și sunt formate din oameni nenăscuți din nou pentru că ei au fost botezați ca oameni nenăscuți din nou și au intrat în adunare cu privilegii și drepturi ale oamenilor care sunt membrii uh, ai adunării. Cum? Cum s-a întâmplat lucrul ăsta și cum se întâmplă azi lucrul ăsta, da? Botezul oamenilor nenăscuți din nou. Păi cel mai evident lucru, cel puțin pentru mine, este faptul că astăzi sunt botezați foarte mulți oameni care cred că botezul este un act mântuitor sau că contribuie la mântuirea lor. Sunt oameni care declară deschis lucrul ăsta. Dom'le, mă botez ca să fac și lucrul ăsta, că Biblia așa spune, cineva va crede să va boteza va fi mântuit și dacă, dacă, nu mă botez nu sunt mântuit și mă botez ca să fiu mântuit. Ceea ce înseamnă că omul are nu doar o înțelegere deficitară a mântuirii, ci foarte probabil nici nu a experimentat mântuirea adevărată. Da? Botezul care este un act biblic Poate foarte ușor să devină O faptă a legii Pentru că nu-l fac ca un act al ascultării Nu-l fac ca un rezultat Al credinței și al nașterii din nou Ci-l fac ca un act meritoriu Ca o faptă a legii Pentru a câștiga mântuirea Ceea ce este fatal, este dezastruos, pentru că botezul a fost intenționat să arate mântuirea prin har, prin credință, prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Botezul a fost intenționat să arate Evanghelia, nu să arate că eu fac ceva pentru mântuirea mea. Ăsta este cel mai evident mod pentru mine în care oamenii pervertesc practica botezului și în felul acesta intră în membralitatea bisericii oameni care nu sunt născuți din nou. A doilea lucru, sunt oameni care se botează ca să îl îmbuneze pe Dumnezeu. Sunt oameni care ajung la necaz, au auzit că trebuie să pocăiască, că trebuie să boteze, că trebuie să facă parte dintr-o adunare și se botează, salut Bogdan Câmpan, și se botează pentru a-L îmbuna pe Dumnezeu. Este un fel de păgânism, dar îmbrăcat cu o experiență religioasă. Dumnezeu îi supăra pe mine, trec prin necaz, ce să fac ca să liniștesc pe Dumnezeu? Păi eu știu că trebuia să mă botez de multă vreme și nu m-am botezat. Și să duce să boteze, nu că e născut din nou, nu că s-a cu adevărat, ci ca să-l îmbuneze pe Dumnezeu și să iasă din ea caz. Fundamental greșit. Vă spun, este o practică păgână, un botez păgân, nu este un botez biblic, pentru care motivații, rațiuni total greșite în spate. În al treilea rând, lucru pe care l-am experimentat cu toții, poate în bisericile noastre, greu să identifici o biserică în care lucrul ăsta nu se întâmplă, este o generalizare, într-adevăr, nu am făcut eu sondajul, dar au avut de peste tot lucrul acesta tineri care se botează ca să se însoare. E, e prea în întâlnită experiența. aproape că a devenit pandemică. Nu, 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 știi ce să mai faci. Nu, știi ce, nu știu păstorii ce să mai facă cu cazurile astea. Tineri care s-au născut în familii de pocăiți nu s-au s au s întreru puțin, da? Tineri care s-au născut în familii de pocăiți nu s-au botezat și au ajuns la momentul în care vor să se căstorească și cumva pastorul ce să facă? Dom'le, cum se cunun fără să fie botezați? Și cei botează, nu că îți din nou, îi botează că vor să se însoare. Și ei oricum zic și ei că cred în Dumnezeu și așa mai departe. Eu știu, este o situație foarte spinoasă. Pastoral este o problemă foarte, foarte serioasă. Pentru că ai tineri care zic, da, cred și eu. Păi da, m-am născut în familie de pocăiți, păi doar nu să mă duc la ortodox. Na, dar el știe că se botează ca să însoare. Ce să faci cu el? Și atunci intră membralitatea bisericii oameni care nu sunt născuți din nou. Da? Al patrulea mod în care e pervertit, actul botezului este prin botezul un grup. La ce mă refer? Să botează grupul meu de prieteni și atunci, domnule, doar nu sunt eu mai rău decât ei, nu? Cred și eu ca ei, toți suntem în aceeași. Uh, uh, în aceeași găleată, în aceeași grup, da? Suntem toți la grămadă și atunci cum să nu mă botez și eu? Și se botează toți la grămadă, deși nu-i născut din nou, da? Presiunea grupului de prieteni pus pe conștiința lui îl face să boteze și el, chiar dacă nu-i născut din nou. Titus Achim, mulțumesc pentru comentariul tău. O să ating și motivul ăsta greșit, da? Al cincilea mod în care botezul este folosit greșit este botezul ăsta practicat la vârsta legală. Adică, e așa o, o practică asumată de biserică, o teologie nebiblică, nescrisă nicăieri, dar acceptată de toți. Și anume că, doamne, dacă ai ajuns la 18-19 ani, cam clar că o veni vremea să te botezi. Greșit! Fundamental greșit! În tot ce v-am spus până acum, problema este în înțelegerea nașterii din nou, în înțelegerea credinței adevărate, în înțelegerea pocăinței în înțelegerea ceea ce este nașterea din nou, da? în învierea spirituală. Asta este cea mai gravă problemă. Este cea mai gravă problemă. Este irelevantă dacă a ajuns la 18 ani și nu este născut din nou și se botează. Este irelevant. Ba din potrivă este o pervertire a unui act biblic. Este total greșit. Total, total greșit. Eu ar trebui să-mi doresc ca copilul meu care a ajuns la 18 ani nu să se boteze, ci să fie născut din nou. Că dacă e născut din nou și o dat o mașină pe el pe stradă, să o cer împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă nu e născut din nou și s-o și de 100 de ori s-o botezat în cea mai sănătoasă și corectă biserică, dacă nu-i născut din nou, este pierdut pentru totdeauna. Pentru totdeauna, da? A șaselea mod greșit de practicare a botezului de care am auzit, l-am întâlnit personal în lucrarea pastorală, este botezul de la presiunea părinților. Sunt copiii docil, tineri docil care vor să placă părinților în toate lucrurile. Foarte bine. Care vor să-și cinsească părinții. Foarte bine. Și care se botează datorită faptului că ei știu că așteptarea părinților lor este să se boteze. Păi măi Vasilică, măi Ioane, măi Andrei, măi cum te cheamă pe tine. Păi nu vrei și tu să faci un legământ cu Domnul Isus în apa botezului? Și tot pune presiune azi, mâine, poi mâine pe el și la urmă copilul cedează. Păi da, că și eu cred, da, da, și se duce și se botează. Și el nu-i din nou. Și părinții își împing copiii spre acest act biblic, minunat, când în viața copiilor lor nu se găsește realitatea care trebuie să stea în spatele acestui act. Aș îndemna pe toți părinții care mă ascultă și care ascultă live-ul acesta și care îl vor asculta, nu faceți lucrul acesta. Rugați-vă, preocupați-vă, îndemnați-vă copiii să-L caute pe Dumnezeu ca să fie născuți din nou. Să aibă credința adevărată, să aibă actul pocăinții adevărat. Nu să fie doar botezați. Este fundamental de înțeles lucrul acesta. Apoi mai există botezul o, ca rezultat al unei sentimente și a unei experiențe. Sunt oameni care nu s-au botezat, s-au întâlnit și din ăștia. Nu s-au botezat până târziu în viață, până când au avut ei o experiență în asta mai emoțională, mai extatică, în biserică, la un anumit eveniment, și după aia au zis, domnule, atunci am simțit că trebuie să mă botez. Deci, el nu are nicio înțelegere biblică a ce este botezul, dar el atunci a simțit. El a avut o experiență și din experiența aceea el a extras ideea că ar trebui să mă botez. El nu poate să definească cei nașterea din nou nu știe ce e mântuirea, nu știe să spună cele mai elementare lucruri despre ce înseamnă să crezi în Domnul Isus Hristos, nu știe să verbalizeze sumar în câteva propoziții Evanghelia, dar el a avut o experiență datorită căreia știe el că trebuie să se boteze. am simțit, atunci am simțit în ziua aia că trebuie să mă botez, dar nu știe de ce. Nu știe, repet, ce nașterea din nou, ce e credința mântuitoare, ce e Evanghelia, ce e mântuirea, dar simțit că trebuie să se boteze. Fundamental greșit. Și mulți oameni mă vor Urât pentru clipul acesta și pentru că spun lucrul acesta, pentru că ei au trecut prin experiența aceasta și în loc să caute mântuirea cu adevărat, se, se simt foarte atacați pentru că li este luat acest lucru care a fost o siguranță pentru ei și anume botezul. Dar practica greșit, practica greșit. Și apoi avem această falsă, falsă idee menționată de Titus Achim Madiniauri, botezul ca legământ cu Dumnezeu. Am făcut legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Poate este cea mai iubită, dar cea mai eronată convingere cu privire la ce este botezul nou testamental. Cea mai răspândită practică, convingere, în bisericile evanghelice din România este aceasta. Am făcut un legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Eronat, aproape de erezie, fals. Unul la mână, niciodată nu faci tu legământ cu Dumnezeu. Este total greșit lucrul ăsta. Niciodată tu nu faci legământ cu Dumnezeu. Niciodată. În al doilea rămân singurul legământ care există în vigoare astăzi este legământul făcut de Dumnezeu în persoana Domnului Isus Hristos, în sângele, prin sângele Domnului Isus Hristos. Asta este singurul legământ în vigoare. Singura certitudine pe care trebuie să o ai cu privire la mântuirea ta este datorită legământului Domnului Isus Hristos încheiat în sângele Lui. Nu în apă, în sânge, făcut nu de tine, ci de Domnul Isus Hristos sub decretul și hotărârea veșnică a lui Dumnezeu. Asta ar trebui să-ți dea siguranță. Deci nu există ceva ce face omul, ci ceva ce face Dumnezeu. Nu în apă, ci în sânge. Nu ceva ce care poate fi lepădat, ci ceva care nu poate fi distrus niciodată. Acesta este legământul Domnului Iisus Hristos în sângele lui. Nu există legământ în apa botezului. Nu există așa ceva. Există un moment în viața ta în care vântul folosesc imaginea aceasta pe care o folosește și Domnul Iisus Hristos, vântul Duhului Sfânt a suflat peste tine, te-a ridicat la viață, ți-a dat credință, ți-a dat pocăință, te-a încrezut în Domnul Iisus Hristos, ești mântuit pe baza legământ și motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru prin lucrarea Duhului Sfânt este datorită sângelui curs la Golgota Domnului Iisus Hristos, care a asigurat actul credinței tale, care a asigurat evenimentul mântuirii tale. N-are nicio treabă botezul cu legământ, deci scăpați de ideea asta că este total eronată. Total eronată, dar este cea mai răspândită. Și este greșită, unii ce e greșit? Este greșită pentru că nu e biblică și este greșită pentru că oamenii își găsesc siguranța în acest legământ făcut în apa botezului. Total greșit. Vă spun din nou, total greșit. Și apoi mai există lucrul acesta pe care l-am întins întreacât. Sunt tineri care se gândesc, domnule, Stai puțin, eu nu sunt ortodox, nu sunt catolic, nu sunt greco-catolic, nu sunt de la Martul Jehova, nu sunt uh, mormon, și eu din familie de pocăiți, Normal, cred și eu ce cred părinții mei și toți din biserică. Am crescut, am mers întâi la orchestre, după aia la fanfare, după aia la cor. Păi eu de a lor, adică doar nu o să mă duc să mă botez la ortodoxi sau la catolici. că păi Eu sunt de a lor, da? Eu cânt în cor de când mă știu eu, eu am mers la grupele de copii de când eram mic. Și eu am mers poate la grădiniță creștin. Eu sunt biba de creștinism. Păi unde să mă botez? E clar că și eu cred ca toți ceilalți. Și a arogă, da? asumă faptul că el are credința mântuitoare și pocăința doar pentru că face parte dintr-o comunitate. Da? Și știe că botezul este ultimul act de a apartenența lui de comunitate. Acolo sunt prietenii lui, el acolo vrea să căstorească, acolo s părinții lui, acolo s bunicii lui acolo sunt nepoții lui. Unii să se ducă în altă parte. Și se botează și botezul este privit de el ca un act de asociere, de intrare legală în comunitatea din care au făcut parte din totdeauna. Pentru că toți au avut grijă să-l facă parte și să-l facă să se simtă parte din comunitatea aceea din care el n-a făcut parte în realitate, pentru că n-a fost născut din nou. Nu a fost născut din nou. Da? Și este un lucru greșit. Este un lucru greșit. În esență, dragi prieteni care ați ascultat live-ul acesta, botezul trebuie să reprezinte și să urmeze unui eveniment clar al nașterii din nou. Sau unei perioade în care Dumnezeu te-a cercetat, te-a luminat, te-a convins de păcat, ți-a deschis inima, ți-a schimbat inima, te-a dus la viață, într-un cuvânt, te-a mântuit, da? ți-a dat credință și pocăință față de Domnul Isus Hristos, uh... Și botezul trebuie să fie rezultatul la toate lucrurile acestea, la toată perioada aceasta în care Dumnezeu a lucrat în viața ta sau la un eveniment care are mai multe etape pentru mulți. Pentru mulți convertirea este o călătorie, dar nu să nu mă înțelegeți greșit că aș spune că trebuie să fie neapărat un ceas pe care tu să-l poți indica, nici vorbe de așa ceva. Nici vorbe de așa ceva. Dar trebuie să existe experiența nașterii din nou. Dacă tu nu poți indica în viața ta o perioadă în care a existat un travaliu al nașterii din nou, o perioadă în care Dumnezeu te-a convins de păcat, o perioadă în care Dumnezeu a dat cu tine de pământ în ghilimele, te-a prăbușit la picioarele crucii Domnului Isus Hristos, o perioadă în care uh, ți-ai simțit nemernicia, te-ai simțit nemeritos, nevred din înaintea lui Dumnezeu, te-ai simțit plin de păcat, te-ai simțit incapabil să te ridici de acolo. Și o perioadă în care ai strigat la Dumnezeu cu disperare, care la unica ta soluție și El te-a ridicat de acolo și te-a mântuit și te-a salvat și te-a eliberat și te-a iertat și te-a răscumpărat. Dacă nu există așa ceva, nu trebuie să fie botez întâi. Nu trebuie să fie botez. Sub absolut nicio formă. Total greșit să faci lucrul acesta. Și poate să fie fatal și pentru mulți este fatal pentru că ei se încredă în acel act al botezului. Ca un act care a pecetuit într-un fel mântuirea lor. Ceea ce nu este adevărat. Ceea ce nu este adevărat. Dragi prieteni, cred că botezul este un cal troian pentru biserica din viacul nostru. Este un cal troian. Prin acest cal troian, prin botez, intră în biserică o puzderie de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu sunt născuți din nou. Oameni care pot să cânte în formațiile muzicale, pot să ajung să dea îndemnuri la ora de rugăciune, poate chiar să predice în biserice, poate să fie în grupurile de laudă și închinare, să conducă închinarea prin muzică în biserică, să ocupe tot felul de locuri în adunare sau pur și simplu să fie unul care votează și care începe să influențeze Viața, atmosfera adunării, viitorul adunării și o va influența înspre rău, o va împinge spre apostazie puțin. Dar fiecare contribuie câte puțin dintre oamenii aceștia pentru simplul fapt că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu sunt născuți din nou. Dacă ai trecut printr-o asemenea experiență, ceea ce ar trebui să faci este să-L cauți pe Dumnezeu, să crezi în Domnul Isus Hristos, să te întorci la El cu pocăință, cu credință adevărată, să cauți ca Dumnezeu să te nască din nou. Da? să nu te mulțumești cu nimic mai puțin decât uh, lucrul acesta. Și Dumnezeu să te ajute, să te binecuvânteze, să facă lucrarea asta în viața ta uh, dacă te-ai botezat, dacă ești unul care are doar o formă de evlave și te tăgăduiește puterea. Acestea sunt cuvintele pe care am vrut să le transmit astăzi. Uh, dați un share la clipul ăsta, vă salut pe toți cei care ați intrat mai târziu ca să-l puteți asculta în întregime. După încheierea acestui clip veți putea să-l vedeți îl veți putea vedea în câteva minute și pe YouTube. Uh, Haideți să scuturăm puțin conștiința adormită a evanghelismului uh, în multe, multe privințe și în special în privința aceasta a botezului și putem face lucrul ăsta dând un share. Te salut frate Ovidiu Patrick, mă bucur că ai intrat și tu la ultimele 30 de secunde. Uh, dați share acum la clipul acesta, întâi ascultați-l dacă n-ați putut să-l ascultați ca să nu dați share la ceva ce nu... La ceva ce nu cunoașteți și cu ajutorul lui Dumnezeu ne auzim la un old live în care voi trata o altă problemă majoră din evanghelism și bineînțeles o soluție pe care Dumnezeu ne-o dă. Vă salut!